Mai o treabă cu Schengenul, că lumea nu înțelege care e, domne, miza Schengenului. Sigur că e neplăcut să fii umilit, că noi suntem umiliți în momentul ăsta, suntem tratați ca ultimii oameni de pe fața Pământului, fără nicio justificare, ceea ce e inacceptabil pentru orice om din țara asta, ar trebui să fie inacceptabil pentru oricine. Dar problema fundamentală pe Schengen sunt două, una economică și nu e că stăm noi la granițe, eu, dumneavoastră sau oamenii care ne ascultă, că da. Problema e că stau mașinile cu transport de marfă și 10 ore și 15 ore. Ori, eu vă întreb, dacă noi facem toate autostrăzile mâine, perfect, câștigăm o oră jumate, 2 ore, 3 ore, hai, 4, din București până la graniță, să spunem, da? Și după aia mai stai 15 ore la graniță cu Ungurii. Deci care e avantajul că n-am rezolvat nimic? Deci tot va fi ineficient să investești foarte mult în producție în România pentru că te blochezi la graniță și ai niște costuri imense de stat și de birocrație. Deci acolo avem un cost economic major care ar trebui, dacă ne blochează cineva, să fie recuperat în justiție, că e clar. A doua miză este partea de mult mai importantă pentru celelalte țări, e miza de apărare a flancului din Est. Pentru că unde sunt forțele armate ale NATO în momentul ăsta? Sunt în Polonia și în România. Celelalte țări sunt minore, nu contează așa de mult. E, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva la un moment dat, tu ai nevoie ca NATO să poți să muți rapid trupele dinspre noi spre Polonia, dinspre Polonia spre noi, fără să ai blocaje. Ori, eu vă garantez, dacă se întâmplă așa ceva, Ungaria va bloca granițele în a doua zi, în coordonare cu Kremlinul, și o să zică că noi suntem neutri și nu vrem să treacă pe la noi armate în situație de război. Ori, în momentul ăla se destructurează și se colapsează toată logistica pe frontul de est, vă dați seama. Deci, o treabă, e o miză nu doar pentru România, e o miză pentru toate celelalte țări, e o miză pentru SUA, e o miză pentru NATO. Și de asta vă spun, adică faptul că Austria face așa ceva de capul ei, unul nu cred că e de capul ei, cred că e susținut de la Rusia. Și doi, este o situație foarte gravă, care trebuie împinsă până în pânzele albe să o rezolvăm, pentru că aici nu e doar despre noi, nu e doar despre timpul nostru la granițe sau că mă enervează pe mine că stau în aeroport la coadă un pic mai mult. Sunt niște teme mult mai importante care sunt blocate de o țară care a luat-o total raznă, că despre asta vorbim. Când o țară o ia singură, razna complet, fără niciun argument și încearcă să arunce în aer structura de securitate a Europei, tratatele UE singură, e o situație de criză majoră în cadrul UE-ului despre care vorbim. Și asta, nu știu dacă realizează oamenii de pe stradă din Austria, vă spun sincer, pentru că costurile la așa ceva sunt mari. Ei sunt singuri acum, nu-i apără absolut nimeni de anumite sancțiuni sau acțiuni agresive care vor fi luate de comisie, de celelalte țări din UE, de SUA, da? Deci cumva iau foarte multe pierduți și să nu uităm, ei fac enorm de mulți bani din sucursalele lor din România. Erste nu există fără BCR, să fie clar. BCR-ul aduce un procent uriaș din profitul total al Erste. OMV-ul nu există fără Petrom, ei n-au nici petrol, nici gaze. Deci singurele resurse care le au, care dau valoare acestui grup OMV, nu sunt în Viena, sunt toate în România. Ori astea, îmi pare rău pentru toată lumea să spun, până la urmă sunt în România și noi aici controlăm și legile, putem schimba legile mâine, se controlează tot sistemul. Deci nu poți să faci niște acțiuni prin companiile tale și tu ca stat, ca state agresive împotriva unei țări, fără niște efecte negative brutale și pentru tine. Deci aici nu știu dacă își dau ei seama la ce risc se expun.